ieși din acel cerc, în care vedem anumiți oameni care n-au nicio treabă cu sportul, să nu se supere domnul primar pe mine, n-au nicio, care comentează cum a fost, comentează arbitru, ne băgăm în treabă fără să ne întrebe. Să știți că ați rostit o frază memorabilă. Primarul nu este patronul unui club. Și nu este adevărat? Nu, e perfect adevărat, numai că nimeni n-a spus să până nu vedem unde am ajuns. Primarii, cel puțin ăștia din zona, din jurul Bucureștiului, echipele sunt create de primari, cum din orgoliu fiecăruia, de a fi mai bun decât celălalt. Deci eu am votat primarul ca să fie șef de club și să-și dea el cu părerea, să-l înjure pe Becali, să-l înjure arbitru. Ce, nu mi-a plăcut de jucătorul ăsta, l-am cumpărat acum. Bă, tu ești primar, nu-i... Vezi că tu ai rostul tău, fii și apostolul, iată, ai cu totul alt. Da, corect. Asta am construit, domnul Ionuță, în 30 de ani. Amatorism pe niște principii greșite. Deghizat. Profesionism deghizat. Depășind anumite linii roșii și trebuie să venim cu o legislație, chiar dacă facem, n-am iarăși nicio reținere. Faci un import de know-how legislativ, dar sănătos, pe niște principii sănătoase și să lăsăm sportul să se dezvolte. Iar statul să-și vadă de treaba lui. Să facă în sfârșit o sală polivalentă în București.